Un bărbat nu este definit de cât de multă putere are, ci de cum o folosește. Margaret Thatcher. Măsura unui bărbat este ceea ce face cu puterea. Platon. Nu te judeca după ce ai realizat, ci după ceea ce ai făcut ca să realizezi. Henry Ward Beecher. Un bărbat adevărat își respectă cuvântul dat, chiar și atunci când ar fi în dezavantajul său. George Washington. Este ușor să fii curajos la distanță de pericol. Aesop. Un bărbat nu poate fi confortabil fără propria sa aprobare. Mark Twain. Nu este important ce ți se întâmplă, ci cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Epictet. Un bărbat care își cucerește fricile este mult mai puternic decât unul care cucerește orașe. Anonim. Măsura unui om este cât de repede se ridică atunci când cade. Vince Lombardi. Nu poți fi un om bun fără încerca să faci bine altora. Anonim. Măsura unui bărbat nu este în forța fizică, ci în puterea spiritului. Anonim. Fii bărbatul pe care l-ai admira dacă nu ai fi tu. Anonim. Un bărbat trebuie să fie ca un artist, să-și creeze propria viață și să-și contureze propriul destin. Friedrich Nietzsche. Un adevărat bărbat nu se teme de eșec, ci își asumă riscuri și învață din greșeli. Ernest Hemingway. Un bărbat este măsurat nu prin ceea ce spune, ci prin ceea ce face. Mahatma Gandhi. Bărbații sunt mai puțin capabili să-și schimbe comportamentul decât să-și schimbe opinia. Oscar Wilde.